De mai bine de un deceniu, oierii hunedoreni încearcă să omologheze o varietate a rasei Turkana, cunoscută ca breaza de hațeg. Dar, din păcate, lucrurile bat pasul pe loc. Și totuși, s-ar putea ca în curând această subspecie să fie omologată, mai ales că acțiunea are și sprijinul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Prezent zilele trecute la Giurgiu, ministrul Agriculturii, Adrian Oros, a declarat că omologarea depinde doar de asociațiile de crescători de ovine din județ, care dețin obligatoriile registre genealogice, iar instituția pe care o conduce a alocat fonduri în acest sens. Sigur, și eu mi-aș dori ca să avem cât mai multe rase sau măcar varietăți omologate. De ceva vreme, registrele genealogice nu mai sunt ținute de către minister, sunt ținute de către asociațiile de profil și aici noi dăm tot concursul, finanțăm în fiecare an aceste registre genealogice și control oficial al producțiilor și anul acesta am alocat 40 de milioane de lei pentru activitatea acestor registre. Acum aștept și eu cu interes rezultatele muncii acestor registre și apariția unor varietăți sau chiar rase. Turkana Breaza s-a format în zona țării Hațegului și a Văii Jiului prin selecție naturală, iar exemplarele prezintă o greutate corporală ridicată, la oi fiind de 50-60 de kilograme, iar la berbeci între 80 și 120 de kilograme. Principalul atu al acestei varietăți de rasă este producția de lapte mare, cuprinsă între 120 și 150 de litri per lactație, una dintre cele mai mari din lume. În ultimul timp este tot mai solicitată și în alte zone din țară, dar și în străinătate, întrucât este relativ ușor adaptabilă la diferitele condiții de mediu, iar omologarea brezei de Hațeg ar aduce beneficii nu doar ciobanilor, ci întregii economii.